Mâine se vor deschide porțile Drăgăicii. Startul evenimentului se va da la orele 17, iar pe scenă vor urca în fiecare seară atât artiști buzoieni, cât și interpreți cunoscuți la nivel național. Deci vom avea spectacole timp de 15 zile și de muzică populară și o evoluție a muzicii populare, neno, etno, pop, folk. Deci vom avea inclusiv pe Zoia Alecu, care cântă extraordinar. Vom avea Phoenix-ul, vom avea Grigore Leșe, deci vom avea artiști foarte importanți. Pentru a putea fi deschis începând de mâine, târgul avea nevoie de un regulament de funcționare aprobat de consilierii municipali. Înainte de a-și da votul, au fost aleși care au ridicat mai multe probleme. Mi se pare corect să aprobăm un regulament de organizare și funcționare al târgului Drăgăica astăzi, când mâine ea se deschide. Nu este corect să aprobăm astăzi taxele pe care comercianții trebuie să le plătească, după ce dumneavoastră au bătut sute de kilometri, au venit și au amplasat și mâine trebuie să funcționeze. Nu este corect, pentru că în capitolul 5 din regulament spune că taxa de ocupare, teren, ponente, tăscută și ce mai sunt acolo, se vor plăti anticipat, iar termenul maxim de plată fiind 9 iunie. Este bine că se face lucrul acesta și măcar așa în al 12-lea ceas, dar în același timp recomandarea este ceea ce am făcut permanent, să încercăm să nu mai venim pe ultima sută de minute, să dăm posibilitatea tuturor posibilor interpretări și să venim cu aceste proiecte pe ordinea de zi la timpul legal stabilit. Că s-a exagerat foarte mult și la Blănari și vreau să vă mai atrag atenția că sunt meșteșugari care fac blană, fac cojocele de blană și au un tarif foarte, foarte mic, de 10 sau de 12 ori mai mic, decât Blănarul care face blană. Și atunci, lunul, meșteșugari, trecut meșteșugari, îi dăm cu 50 metri pătrat și la Blănar cu 20 de lei metri pătrat. Deci există posibilitatea, Drăgăică, să fie un meșteșugar care nu face oale și face cojocele de blană și plătește 3 milioane de lei pe 15 zile și lângă el să stea un plărar care plătește 90 de milioane. În cele din urmă s-a decis ca unii dintre comercianți să beneficieze de chirii ceva mai scăzute pe durata târgului și astfel toate nemulțumirile au fost soluționate. Bineînțeles, tot ce este bun în orașul ăsta naște controverse. Dacă dormeam ca boul pe coadă așa, toată lumea ar fi fost fericită. Dar trebuie să facem majoritatea buzoienilor fericiți și ăștia alții care au fost fericiți înainte să fie mai puțin fericiți acum, să le aduc nefericirea. Tare mult îmi doresc treaba asta pentru că să opun dezvoltarea acestui oraș și aducerea acestui oraș la normalitate. Vedeți ce se întâmplă fiecare zi. Drăgăica va funcționa în perioada 10-24 iunie, iar prețul unui bilet va costa 1 leu.